Emoții mari pentru absolvenții de liceu. Peste 130.000 de absolvenți din toată țara care au susținut examenul de bacalaureat și-au aflat azi notele. În total, 56 de elevi au obținut media 10 la bacalaureat. Rezultatele sunt afișate pe site-ul Ministerului Educației, dar și la avizierele liceelor. Rezultatele finale, după rezolvarea contestațiilor, vor fi afișate sâmbătă. Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, primele rezultate la bacalaureat, înainte de contestații, au fost afișate astăzi la ora 12. Tot în această zi au putut fi depuse contestațiile, în intervalul orar 16-20, iar până vineri acestea urmează să fie rezolvate. Elevii au avut la dispoziție doar 4 ore să depună contestație, în cazul în care au considerat că nota nu este cea meritată. Totuși, candidații trebuie să verifice încă o dată baremul de corectare, deoarece lucrările vor fi corectate de un alt profesor, iar nota finală poate să fie chiar mai mică decât cea obținută inițial. Rezultatele finale la examenul de bacalaureat vor fi afișate la data de 16 iulie.